lucru ce am făcut până acum. Ați văzut că avem investiții derulare, dar suntem blocați din 8 mai cu unele investiții care nu se mișcă așa cum ar fi de dorit și așa cum ne-am dorit noi și cetățenii Pitești. Reamintiți, vă rog, șantierele deschise la acest moment în Pitești, sunt câteva dintre ele? Sunt pe Herman Călinescu din ultima oară, ultima dată, uitați-vă strada Dârzului, uitați-vă pe prelungirea Craiovei, dar avem străzi foarte importante, cum ar fi Eroilor, cum ar fi Calea Drăgășan. Avem 29 de străzi care urmează să fie la reabilitare, deci așa cum spuneam, proiectele sunt gata, sunt deschise ofertele și se apune deschise de 8 mai, dar nu s-a materializat proiectul în sensul că nu s-a comisiile nouă determinat un câștigător pentru ca lucrările să poată să înceapă. Așteptăm să se întâmple asta din zi în zi și avem săl de sport importante. La Nicolae Iorga este de asemenea un șantier deschis, se lucrează la sala de sport, la piața din Zivare și piața din Craiove, din Gavana se lucrează. Din păcate se lucrează foarte încet și credem că obiectivele nu vor fi îndeplinite la timp, adică în august s-ar putea să fie vorba de întârzieri de o lună, două, e posibil. Din motivul acesta ne-am organizat cu niște corturi pentru cei care participă la actul comercial, adică vânzători, cumpărători, și chiar de astăzi și în privare amenajăm un cort pentru că e sezonul fructelor, al legumelor, cetățenii au nevoie de el și începând de azi, de mâine, ne organizăm și în privare până când finalizăm lucrările din piețe care nu merg în ritmul care ar trebui. Mulțumim.